Vă salut, băi și fete, eu sunt Leo, bine v-am regăsit la un nou episod. Astăzi, după cum ați văzut în titlu și în thumbnail, vom face echipa jucătorilor care s-au retras din fotbal în FIFA 23. Avem un prim 11 foarte, foarte, foarte interesant, cu jucători de mare valoare și majoritatea dintre ei vor rămâne în istoria fotbalului pentru totdeauna. Începem cu portarul, care dintre toți aceștia e singurul dintre ei ce nu a jucat la un nivel senzațional. Este vorba despre Willy Caballero, portar care a frecat banca pe la Manchester City sau Chelsea. Willy Caballero, portar argentinian, este cunoscut mai mult pentru faptul că este chelios, cred, adică eu nu, sincer, nu prea l-am văzut jucând foarte mult pe Willy Caballero, însă acesta este un portar născut în 81, are 44 de ani, deci este un jucător destul de în vârstă. Aș fi vrut să fie Buffon în poartă, însă Buffon încă nu se retrage, legenda continuă pentru portarul legendar italian, însă se termină pentru un alt fotbalist care a jucat la Paris Saint-Germain, însă este cel mai cunoscut pentru timpul său petrecut la Barcelona, și anume Dani Alves, care în FIFA 23 are și un cartonaș special de World Cup, nu mai țin minte exact cum se cheamă cartonașul, dar Dani Alves, după cum știți, are acele probleme cu poliția și este în închisoare. Da, din păcate, cariera lui Dani Alves s-a terminat într-un mod nefericit. Nu, pentru un jucător de calibrul său să îți încheie cariera în așa manieră este foarte însupărător și am fi vrut, de ce nu, poate să-l vedem stând și el vreo 2-3 ani așa în afara fotbalului și apoi să revină ca antrenor, însă viața extrasportivă și-a spus cuvântul și Dani Alves este în acest moment în închisoare. Mă mir că mai este în FIFA, de obicei jucătorii care au probleme cu legea sau așa mai departe sunt scoși, cazul lui Mason Greenwood, însă EA a decis să-l mai țină aici în joc pe Dănuțu. Urmează un alt jucător legendar tot din istoria recentă a Barcelonei, și anume Gerard Piqué, un jucător care și el are un card special de Rule Breakers, dacă nu mă înșel. Piqué este retras deja de foarte mult timp, cred că de jumătate de an. Bine, cred că și Dani Alves tot cam de această perioadă, dar Piqué și-a terminat cariera exemplar, a zis părăsește lumea fotbalului, însă rămâne conectat prin anumite lucruri care au legătură cu fotbalul, dar nu neapărat, mai ales liga lui de fotbal, unde a făcut destul de mult zgomot, a adus foști fotbaliști precum Sergio Aguero să joace acolo. În acest moment n-am mai văzut multe știri și multe lucruri despre acea ligă, nu știu dacă s-a terminat, care mai e treaba, dar oricum Piqué tot timpul a știut să-și facă banii și n-a avut nevoie de fotbal ca să trăiască. Continuăm cu primul român care va fi în această echipă. Vom avea doi români pentru că așa am hotărât eu. Și primul dintre acestea este Ștefan Radu, deja legendă la Lazio Roma. Ștefan Radu, care de câțiva ani fusese cel mai bun român din jocurile FIFA, a avut la FIFA 23 un card Centurions pentru performanțele sale la clubul din capitala Italiei, însă n-am apucat să-i completeze SPC-ul. M-am jucat cu acest card de Gold Common, care nu este foarte bun, dar este ok acolo. Și fundaș dreapta va fi, fundaș stânga, pardon, va fi un jucător care nu a evoluat, cred că niciodată pe acea poziție, și anume Diego Godin, o legendă pentru Atletico Madrid și cred că doar la Atletico a jucat așa mult în cariera sa, nu țin minte să fi jucat la vreo altă echipă și nu știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte de... cred că nu mai am o dată în club, aia e. Nu știu câți dintre voi vă mai aduceți aminte de Diego Godin, de ceva vreme nu mai este în prim planul fotbalului mondial. Joacă la o echipă din Uruguay, dacă nu mă înșel.
Este o echipă, nu știu, Liga Profesional de Fotbal, din Argentina. Uruguayanul n-a decis să se întoarcă acasă, evoluează în prima ligă argentiniană și are, cred că, cel mai slab card din această defensivă sau nu, se bate acolo cu Radu, dar Radu măcar are plus 1 la pace față de Godin, o linie ok pe partea dreaptă, pe partea stângă lasă de dorit, haideți că să-i învârt eu așa măcar să se echilibreze cumva. Continuăm cu mijlocul, unde bineînțeles va fi al nostru Mesut Ozil, un jucător care și-a ratat potențialul. Am și făcut un clip despre cariera sa acum un an, dacă nu mă înșel. Mesut Ozil, un jucător care a fost victima multor abuzuri de-a lungul carierei sale, datorită faptului că este un jucător german de origini turcești, iar de-a lungul carierei sale a fost implicat în mai multe scandaluri de natură politică, și pe el îl mai aveam alt club. E bine că îl dau la prețul ăsta, nu-i mai dau cu Excel, că totuși 6.000 sunt 6.000 băieți și banii contează foarte mult acum la final de joc. Mesut Ozil, jucător legendar la Real Madrid, la Arsenal, bineînțeles, și chiar și când juca în campionatul său în Germania, a făcut-o foarte bine. El a decis să se retragă de la Istanbul Başakşehir, a doua echipă din Turcia la care a jucat. El a mai evoluat și la Fenerbahçe. Un mare, mare, mare talent al fotbalului și mă întreb dacă ar fi tras un pic de el și ar fi rămas la Real Madrid, cine știe, poate ar fi ajuns în locul lui Modric să câștige un Balon de Aur, dar din păcate nu s-a întâmplat asta. Continuăm cu al doilea și ultimul român din acest episod și probabil vă dați seama cine este. Este vorba despre Ovidiu Hoban, un jucător important din istoria recentă a echipei naționale a României. Ovidiu Hoban, un jucător care a evoluat la multe echipe din România, parcă și Petrolul, nu prea îl cunosc atât de mult. Știu că a evoluat în Israel, la Berșeva, dacă nu mă înșel, și este un jucător care a devenit al treilea cel mai bătrân din istoria campionatului românesc, care se retrage după Nicolae Dobrin și Hagi, dacă nu mă înșel. Ovidiu Hoban, un jucător bun, dar sincer nu este mai bun nici decât Ozil, dar nici decât celălalt mijlocaș din acest prim 11, și anume Joachim, care nu știu cum îl cheamă, Joaquin, cred că i-am scris varză numele, Joaquin. Fanii lui Real Betis probabil mă înjură comentarii. Joaquin, care are un card centurios și bineînțeles îl vom cumpăra, iar ușor ușor ne apropiem de atac. Joaquin e probabil cel mai legendar jucător din istoria celor de la Real Betis. 100% trebuie să fie. Nu cred că a existat cineva mai un jucător cu o mai mare influență decât Joaquin. Și el de ceva timp a devenit foarte cunoscut și în jocurile FIFA, pentru că a mai primit niște cartonașe pentru performanțele sale. Totuși are 44 de ani, la fel ca și Caballero. Am uitat să mă uit la vârstele jucătorilor. Hoban avea 43, Ozil e cred că cel mai tânăr care s-a retras, are 35, ceva în genul ăsta, nu sunt sigur. Dar da, cred că Ozil e clar cel mai tânăr. Nici Radu nu e foarte bătrân, dar într-adevăr e mai bătrân decât Ozil. Deci Dani Alves, născut în 83, în fin. Trecem acum, în sfârșit, la probabil cea mai interesantă parte echipei, și anume atacul. Vom începe cu banda dreaptă, unde va juca, bineînțeles, pot spune legenda,
Adică, indiferent de tot hate-ul pe care și l-a luat în perioada de la Real, mă refer aici la perioada aproape de terminarea contractului cu Galacticos. Gareth Bale a fost un jucător senzațional pentru Real Madrid și pentru Tottenham, iar oricine spune altceva decât asta minte și nu vrea să îi dea credite. Cred eu, cel mai bun jucător din istoria naționalei țării galeze. Cred eu că a fost mai bun decât Ryan Giggs, chiar dacă Ryan Giggs este legendă la United și port un tricou cu Manchester United. Cred eu că Gareth Bale a fost mult mai bun și a fost altceva față de Ryan Giggs. Poate și faptul că l-am văzut mai mult pe el jucând decât pe Ryan Giggs, dar să câștigi 3 sau nu mai știu dacă sunt 4, dar 3, știu sigur că a câștigat trofee de Champions League și să marchezi 2 goluri în finală, nu poți să spui că ești un jucător slab dacă faci asta. Și cu toții ne aduce aminte de viteza lui Gareth Bale. Ce mișto era. Trecem acum la o legendă a celor de la Bayern München și un alt jucător care mie tot timpul mi-a plăcut, Frank Ribery sau Robbery, când făcea acel cuplu senzațional cu Arjen Robben. Arjen Robben este deja retras și nu va fi în această echipă, fostul său coleg. Îl avem aici pe Frank Ribery cu un card foarte, foarte mișto de la Salernitana, 5 stele cu 5 stele. 90 pace, 88 shooting, cred eu cel mai OP card din acest prim 11, el și cu Bale. O să-l pun bandă stângă, iar atacantul echipei mi-ar plăcea să-l am în club, dar nu sunt sigur dacă îl am. Unde este? Da, îl am, bineînțeles că îl am. Unicul, inegalabilul Zlatan Ibrahimovic are carduri speciale, însă eu nu mai am bani să mai cumpăr pe nimeni. Aceasta este echipa. Mică recapitulare, Caballero în poartă, Dani Alves fundaș dreapta, Ștefan Radu și cu Gerard Piqué fundaș central, Diego Godin stânga, Ozil, Hoban și Joaquin la mijloc, Zlatan, Bale și Ribery în trioul de atac. Iar noi vom juca un singur meci cu această echipă legendară și vreau să marchez goluri pentru că aș vrea să le fac onoare acestor legende vii ale fotbalului și ne trebuie bineînțeles un manager. Și cine ar fi un manager potrivit pentru această echipă dacă nu... Stai așa că am, știu pe cine, Marius Modică este managerul acestei echipe. Și haideți să vedem dacă o să reușim și noi să câștigăm încă joc cu acest controller stricat, dar nu o să las asta să afecteze performanța jucătorilor. Totuși, e o echipă decentă, jucăm la Division Rivals, avem un bronz și un silver în echipă, dar cu puterea lui Dumnezeu, adică a lui Zlatan Ibrahimovic, totul este posibil. Haideți să îi dăm drumul cu acest match și nu uitați că vom face această echipă exact acest prim 11, îl vom duce și în carieră cu exact aceleași ratinguri și vom vedea dacă pot să facă ceva în Premier League. Ar fi interesant de văzut, mai ales pentru că sunt bătrân și o să scadă în rating, dar până una alta, haideți să vedem ce se întâmplă. Foarte bine intervine acolo, Daniel Vez, hai să vedem. Pasează bine la mijloc cu Joaquin pentru Zlatan, prima ocazie a meciului poate fi pentru noi, pasa foarte bună lui Zlatan cu Gareth Bale în bandă, Gareth Bale, excelent, s-a descurcat până la șut. Șut a fost direct în blocaj și nu a dus către nimic, îl vedem aici pe Guiri. Oh, Guiri este periculos, însă Alves stă bine pe picioare. Și este un gol. Un la 0, mi-a dat gol cu Team of the Year Karim Benzema, la 3-0 ies din meciul ăsta. Pentru că
o să-mi distrugă toți nervii dacă îmi iau 10 goluri. Benzema, ok, am înțeles cu ce o pun în joc, am înțeles. Benzema, dublă, team of the year, da, ok. Da. Bun, și ăsta a fost meciul, băieți, minutul 10-3-0, totuși, na. Dacă aveam toate versiunile speciale ale jucătorilor și poate dacă mergea și mie controlul ca lumea, era altceva. M-a întrebat cineva de ce joc pe tastatură, păi uite, da, să joc pe tastatură pentru că controlul e varză și trebuie neapărat să-mi cumpăr unul nou, dar o să ne ocupăm de asta. Cum v-am zis, de fapt, nu o să umblu la ratingurile jucătorilor, mi se pare mai fair să fie ei așa cum sunt raw. Am încercat aici pe Ultimate Team să jucăm cu ei cu cât mai buni, să fie cât mai mult special ca să am o șansă, dar n-am avut. O să fie echipa pe care o știți cu ratingurile lor clasice la carieră, un singur sezon în Premier League și Champions League, să vedem dacă măcar reușește să iasă din grupe și nu o să-i mai pună cea mai slabă grupă de Champions League, că mi-a spus și asta în comentarii, o să o pun într-o grupă random. Haideți să vedem dacă reușește să facă asta și dacă nu, mai, dar ar fi frumos să reușească echipa retrașilor. Așa, băieți, scurtă intervenție, am băgat-o jucătorii la CS Mioveni și a trebuit să creez marea majoritate dintre ei pentru că nu mai există în FIFA la carieră, au rămas în Ultimate Team, dar nu mai sunt la carieră. L-am creat pe Alves, Piqué, Godin, Mesut Ozil, Bale și Ribery și dacă tot i-am creat, am zis să le dau ratingul ăla de pe cardurilor speciale, Ribery 90-91 așa. Singurul care n-a primit ratingul de pe cardului special este Joaquin și da. Deci haide să vedem totuși cum se descurcă echipa asta în Champions League și în Premier League. Eu zic totuși că vor termina pe locul 8 în Premier League și vor ajunge în sferturi în Champions League, deși portarul s-ar putea să-i scadă, nu știu. Hai să vedem, desimulăm un sezon cu echipa retrașilor. Așa, băieți, am ajuns la finalul sezonului echipei retrașilor și sincer să fiu cu voi, nu cred. Nu cred că au făcut cine știe ce, dar totuși cu speranță vedem aici la CS Mioveni că avem un manager rating portocaliu și haideți să începem ușor cu Premier League-ul unde, băi, am scăpat de la o retrogradare. Eu am zis locul 9 sau 10 sau 8, nu mai știu cât am zis, dar am ajuns pe locul 17 la 4 puncte de zona roșie. City câștigă campionatul ca și în viața reală, însă noi, CS Mioveni, CS retrașii, ajungem pe locul 17. Sincer, 9 victorii, 9 egaluri, 20 de înfrângeri, mi se pare plauzibil pentru o echipă cu un portar de 69. În Cupa Angliei am fost în... nu știu unde am fost eliminați. În runda a treia oare? Da, în runda a treia potriva celor de la West Ham am pierdut. În Carabao Cup sfertul nu, runda a patra nu, mamă, tot runda a treia? Fac pariu că e tot runda a treia. Nu văd. Runda a doua? Dar ce sunt echipe de Premier League runda a doua? În prima rundă nici nu văd. Da, nu știu unde am pierdut, probabil foarte, foarte la început. Iar în Champions League Real Madrid a câștigat foarte nerealistic, iar CS Mioveni n-a reușit nici măcar să prindă Europa League într-o grupă, ce-i drept, nu cea mai slabă. Puteți să fiți de acord cu mine că nu e chiar cea mai slabă, dar era destul de ușoară și a făcut doar 4 puncte CS Mioveni. Cred că a obținut, a făcut un egal cu Ajax 2-2 și a bătut pe Rangers 1-0. Da, cam ăsta a fost experimentul, băieți. A fost un experiment interesant, dar înainte să terminăm totul, ne uităm frumos și la statistici, pentru că și asta mi se pare interesant. Goalgetter a fost Gareth Bale cu 17 goluri. Mamă, și toți jucătorii echipei au 38 ani, păi normal că... Ok, toți jucătorii care au fost creați de mine au 38 de ani. Ribery, în fine, Zlatan a avut și 7 goluri, bravo Zlatan. Era clar că și-a dorit să fie Goalgetter. Mă mir că e și o zi aici cu 6 boabe, Joaquin 4. Bogdan Rusu a jucat 39 de meciuri, what the fuck? Dar pe ce poziție a jucat? Că formația asta avea doar un singur atacant. Eu așa o făcusem, dar nu mai contează.
Aici se încheie episodul, băieți. Nu uitați să dați un like și un comentariu și să vă abonați. Până data viitoare, am fost Leo, v-am pat!